Bine ne-am regăsit cu un episod nou de așa zisă gramatică. De fapt, este o joacă începută cu fonetica, vocabularul, ajunsă la morfologie și în curând și la sintaxă sau la morfosintaxă, întrucât le vom discuta împreună. Mânuțele colorate, aripile colorate, sau cum vreți să le spuneți, ne-au reunit în 10 degete, 10 culori și 10 forme, adică 10 părți de vorbire. Cele parcurse în episoadele anterioare au fost roșu substantivul, verdele articolul, galben intens adjectivul, galben pai numeralul și am ajuns la un fel de punct culminant, care este pronumele, adică cel pe care îl vedeți, portocaliu. Vom face un episod cu pronumele, adică pentru nume, înlocuitor al numelui, înlocuitor al substantivului. În vechile manuale erau trecute toate cele 10 feluri de pronume. Destul de complicat, pentru că, oricât ar fi de amuzant, pronumele de 10 feluri seamănă foarte bine cu adjectivul pronominal, adică cu un adjectiv provenit din pronume. Și atunci, fiindcă și adjectivul pronominal e de vreo 7 feluri, va trebui să facem 2 episoade comparate între ele, separate și comparate, tocmai ca să nu le confundăm. Repetăm. Pronume, pentru nume, înseamnă 10 feluri de înlocuitori ai numelui, ai substantivului. Și cei 10 pe care îi vedem aici sunt următorii. Pronumele personal, cel mai cunoscut, înlocuiește persoane și deci ține locul persoanei 1, 2, 3, în noile manuale și 4, 5 și 6, considerându-se pluralul alte persoane. Deci, repet, persoana 1, care înlocuiește sau se numește în manual locutor și alocutor, dar sunt niște teorii care nu știu dacă ne ajută. Să dăm niște exemple. Înjuruți. Înjuruți, pronumele ți, un pronume cu valoare neutrală, vine ea, mama, pronumele fiind ea, eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele, le cunoaște toată lumea, nici tu masă, nici tu casă, nici tu nimic, un tu etic, apoi dânsului, dânsei, dânsilor, dânselor, confundate de unii cu pronumele de politețe, e pronume personal. Apoi, miți-lua, apățit-o, o, mi, ți, i, ni, vi, li, cum le-a cunoscut și Creangă în celebra amintiri din copilărie prezentate. În manual mai apar clitice conjuncte, niște terminologii mai complicate, cum ar fi. Mi-a spus, ți-o iau, ții linioară o, două pronume, jelui m-aș, adică o formă verbală inversă, m-aș jelui, jelui linioară m linioară aș, dă-l-o, prezintă mil cu probleme de scriere. Clitice libere numite în gramatica Academiei îmi, îți, mă, vă, îi, le, pronumele lui, ei, lor, foarte frecvent, foarte cunoscut, numai pronume personal, lui, ei, lor, din cauza lor, din pricina lor, adică în combinație cu prepoziții, cu locuțiuni prepoziționale, formele de acuzativ numite non-clitice, pe mine, tine, ție, nouă, de dativ. De-ai lui,
care nu trebuie confundat cu pronumele posesiv, și cel pe care l-a mai numit lui, ei, lor. Acesta este pronumele personal. Al doilea tip de pronume pe care îl vedeți aici, repet, sunt 10 feluri de pronume, din care 1, 2 și 3, personal, de politețe și reflexiv, sunt numai pronume. Trecem la al doilea, la pronumele care ați văzut că se confunda cu pronumele personal, adică pronumele de politețe. Că e mai puțin folosit astăzi, e adevărat. Dar dumneasa, dumisale, dumneavoastră, la persoana a doua, singular sau plural, pentru că dumneavoastră este și la plural, formele populare, matale, mătăluță, mata, dumnea ei, sau alte forme, ați văzut, de persoana întâi nu, pentru că nu ne adresăm politicos față de propria persoană, rămânând la pronumele de politețe doar persoana a doua și persoana a treia. Ușor de confundat cu pronumele personal, cum a fost și cel de politețe, este pronumele reflexiv, pentru care forme foarte asemănătoare, dacă nu chiar identice, cu cele ale pronumelui personal. Cum îl deosebim? Gândiți-vă că se cheamă pronumele oglindă. Deci eu mă spăl. Eu persoana întâi, mă persoana întâi, reflectarea în oglindă, adică pronumele reflexiv. E destul de complicat pentru că apare sau nu împreună cu verbul. Ei și-au făcut temele. Și eu e pronume reflexiv. Se pare, se zice, se crede, se bănuiește, se cheamă reflexiv asintactic sau reflexivul impersonal. Se cunoaște pe sine, își vede de sănătate, se știe apreciat, dar, am spus și în infinitivul verbelor, a se înroși, a se îngrășa, a se supăra, a se insera sau doar a însera fără pronume, a se duce sau numai a duce, a se ruga, a se purta, aș aminti, a se vedea, a se bate, a se saluta, aș pune sau doar a pune. Deci poate apărea sau nu împreună cu verbul la infinitiv. El, ea, se spală sau își spală sau și-a spălat mașina. El, ea, el are grijă de sine. În schimb, dacă avem zise în sinea lui, deja sinea nu mai e pronume reflexiv, a devenit substantiv. Pronumele reflexive în personal se cuvine, se arată, se zice, se bănuiește, se crede, se vede. Formele de dativ își și pe sine se s de acuzativ, deci dativ și acuzativ ale pronumelui, își dativul, sieși dativul, se cuvine, s-a înnoptat, nu se cade, se zice, reflexivul impersonal, datorită sieși în forma de dativ și alte forme foarte asemănătoare cu cele ale pronumelui personal. Repetăm, cele trei care nu sunt adjective pronominale sunt pronumele 1, personal, 2, de politețe, 3, reflexiv. Urmează al patrulea și toate cele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 care vor fi în episodul următor adjective. În acest episod discutăm de pronumele de întărire, foarte rar întâlnit ca pronume, pentru că dacă spunem eu însumi, colegul însuși sau colega însăși, deja am acordat cu substantivul și am făcut adjectiv. Deci trebuie să fim atenți să nu-l confundăm cu forma adjectivală. Și atunci avem la pronumele de întărire a formei însumi, însămi, însăși, însuți, cu foarte mare atenție la acord și la formele însele, înseși sau înșine, înșivă, înseși sau
ele însești, devenit adjectiv, vouă însevă, devenit adjectiv, ție însezi, devenit adjectiv, dacă stă pe lângă alt pronume sau alt substantiv cu care se acordă. Următorul, adică al cincilea, este pronumele relativ. Unii numesc, inclusiv în manuale, relativ interrogativ. Dar din denumirea compusă relativ interrogativ, înțelegeți că, de fapt, una e interogația, adică propoziția interrogativă, începută cu pronumele cine a venit, și alta e relația în frază, adică nu știu cine a venit. Deci, acel cine a fost inițial interrogativ și apoi relativ. De aceea nu putem spune pronume interrogativ relativ. Pronumele interrogativ, ușor de recunoscut prin tonalitatea interrogativă, prin semnul întrebării, care, cine, ce, formele, cui sau alte forme. Le vom găsi, am spus, asemănătoare cu cele relative în frază. Și atunci avem căruia, căreia, cărora, al, a, ai, ale, cărui, al cărei, colegul al cărui fiu și așa mai departe. Trecem de la pronumele interrogativ la cel relativ, adică trecem de la propoziție la frază. Următorul, al cincilea a fost relativul, al șaselea interrogativul, al șaptelea, pronumele negativ, ușor de confundat cu nehotărâtul, dar și ușor de depistat prin forma negativă. Deci prin negația, prin adverbul de negație, nu. Cu niciunul, niciunul, niciuna, scrise legat, de către nimeni, nimic, nimănui și alte forme de negație. Dacă n-au varianta negativă cu nu, înseamnă că sunt al optulea pronume, pronume nehotărâte, adică unora, altora, multora, câtorva, vreunie, vreunuia, fiecăruia, altora, oricui, altcineva, copiii atâtora, atenție, nu atâți copii, pentru că a devenit adjectiv, copiii tuturor, nu toți copiii, deci foarte ușor se poate confunda pronumele cu adjectivul, copiii vreuneia, copilul oricui, copilul fiecăruia, copiii altora, deci toate fiecăruia, unuia, altuia, sunt pronume nehotărâte, nu s-au hotărât exact care dintre ei este fiecare, oricare pronume nehotărât. Al nouălea pronume demonstrativ demonstrează mai multe idei. Apropierea, depărtarea, identitatea. Deci vom întâlni pronume demonstrative de tipul celălalt, aceea, scris cu e, dacă e feminin, cu i, dacă e masculin, plural, aceia, celorlalți, celorlalți, diferențierea, pe aceea, aceleia, aceluia, aceia cu i, acea, dacă e acea colegă deja a devenit adjectiv, numai aceea este pronume demonstrativ, dintr-astea, dintr-alea, acela, aceeași, de identificare, de identitate, aceea de acolo, aceea, scris cu e, femininul, acelora, acelorași, și multe altele care, dacă sunt pe lângă și acordate cu substantivul, devin adjective pronominale. A rămas pronumele care poate deveni și adjectiv posesiv. Acest posesiv arată cam în felul următor. Deci ușor de recunoscut după al, a, ai, ale, pe care cândva l-am făcut ca articol. Alor noștri, alor săi, alor tăi, copiii alor mei,
a lor, scris în două cuvinte, în situația în care cartea este a lor, casa este a lor mei, de data asta a lor scris legat, datorită a lor săi, ale mele, unor fete ale mele, unei fete a mele, ale mele, ale tale, ale sale, ale noastre, ale voastre. Atenție, că am spus mai înainte, ale lor nu este pronume posesiv, este pronume personal. Înainte a lor tăi, meu, tău, său, cu al, a, ai, ale în față, ale sale și toate celelalte forme de pronume posesive. Repetăm. Am discutat în acest episod cele trei forme de pronume care sunt numai pronume, pronumele personal, de politeție și reflexiv, și alte șapte forme în varianta adjectivală pe care o vom face în episodul următor. Vă mulțumim!